Ok, dar despre soția ta, ce poți să-mi zici? Cum sunteți? Cum e relația? Relația cu soția? Păi e super, vă dați seama, ne înțelegem, ea e super comunicativă, vorbim tot felul de lucruri, da, avem o grămadă de comunicare. Da? Ce bine. Și ce subiecte aveți? Păi, de exemplu, soția mă învață o grămadă de lucruri. Ea știe foarte multe despre eficientizarea și maximizarea spațiilor pentru somn. Diseară, dor pipreș. Soția m-a învățat și că creierul funcționează chiar și atunci când e în repaus. La ce te gândești? La nimic. Ei, cum la nimic? Trebuie să te gândești tu la ceva. La ce te gândești? De la ea am învățat foarte mult despre iertare. Iertare prostă ai mai fost, vă, cum te comportați? Soția mea este expertă și în contabilitate. Las că ai să-mi dai tu socoteală pentru asta. Și poate să combini două subiecte total diferite care n-au nicio treabă, cum ar fi atletismul și strabismul. Mamă, dar ce-ți mai fug ochii după altele? Învăț lucruri de la ea despre iubirea aproapelui. Nu mai adupi măta aproape de mine, că o iubesc de nu mai pot. Ea este expertă și în astronomie și în termeni astronomici. Soarele măte, de ce nu-i unul în casă? Ești vai de steaua ta! Hai că ești prost ca noaptea! Alte ori discutăm chestii complexe, precum transmiterea materialului genetic de la părinte la copil. Aha, ești fix ca măta. Câteodată discutăm și despre ofurile ei. Da, despre ofuri. O floare nu mi-a adus de ziua mea, boule! Despre importanța de a fi unici. Dacă plec eu, altă proastă ca mine să știi că nu o să mai găsești. Discutăm chestii cum ar fi nuditatea în relație. Știi că dacă plec eu te lăs în curul gol, nu? Am învățat de la ea foarte multe lucruri despre perspectivă. Auzi, știi ce? Hai că nici nu se vede din unghiul ăsta. Ea știe foarte multe despre investiții. Am dat 500 de lei pe parfumul ăsta, dar mă țin de 2 săptămâni. De la ea știu despre laringită și despre canibalism. Tu, măti, că mi-ai mâncat toți ficații! Știi multe despre relativitate. Ai spus că durează o oră la apă, o dura 5 ore. Da, și tu ai zis că durează 5 minute și o dura 30 de secunde. Discutăm despre greșeli. Greșeala mea supremă în viață este că m-am combinat cu tine. Soția mea știe foarte multe și despre sanatoriu. Și asta aici? Asta e casă de nebuni! Ea mă învață chestii și despre pirotehnie. Bă, câteodată ești prost de bubui. Alte ori discutăm despre gastronomie. Deci dacă vine maică-ta la mine în bucătărie, o fac cu o școțetă. Alte ori discutăm chestii metafizice, cum ar fi demonii și ce preferință ar avea ei. Dacă te lăs eu, nici dracu nu te mai ia. Se pricepe foarte bine și la silvicultură. Tu ești ca tactul, că aș chiar oricum nu sare de par de copac. Deci da, îmi place foarte mult despre soția mea. Mă bucur foarte mult că suntem împreună și că mă învați mereu chestii noi. Nu-mi zgâria ăstea, că am dat bani pe ele și tu nu ai produs bani până acum. Tu trebuie să filmezi ca să produci bani. Ia, uite, uite cum apafei drăgălaș la cameră și arată la cameră și burdihan mare ai tu și cum ai să vii tu cu niște puiuți mici și cum o să trebuiască noi să-i donăm la oameni ca să nu stăm cu 50 de pui. Așa, și explică la oameni cum ai venit tu de capul tău la noi în curtiș și noi te-am primit și că trebuie să scoți banii de acum, că coști bani. Nu ești de cole. Ia. Țițelica! Murături. Respect. Iubire! Dă-i cu mâința! Miții, pisiliții! Cel mai frumos cuplu de mâțe și câini din lume, măi! Ia, uite așa, Carly, fresh meat! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha!